de la tine acasă și venim în partea de vagea. Cineva care pe tine te iubește de toată, toată inima. Cine crezi că ar putea fi? Daddy. Nu știu, aflăm. Aflăm. Eu o să am pentru tine o melodie și o să am să-ți transmit la final și un mesaj. Mai întâi am un tortuleț în formă de inimioară, pentru că surpriza noastră vine din inimă pentru tine. Ne ajutați dumneavoastră? Da, minus, am și eu. E cam greu să aveți grijă dumneavoastră. Așa, un aranjament floral. Mai avem o sticluță de șampanie. O să-l ajut sau? Da, da, da. Și mai am și un tablou așa aici. Cu persoanele importante din viața ta. O să-l ajut pe ăsta? Da. Așa. Și acum eu o să am o melodie. Și la final, după cum ți-am spus, o să am să-ți transmit și un mesaj. Haide să ascultăm melodia și să nu plângi. Așa. Credincioasă și cea mai bună nevastă, ochii ei îmi dau putere pe toate drumurile mele. Nevastă fără defecte, făcută ca să mă ierte. Dragoste și spune așa, draga mea soție, încep prin a-ți spune la mulți ani să ai parte în viața ta de multă sănătate, fericire și iubire. Drumul vieții tale să fie presărat cu razele blânde ale soarelui și nimic să nu-ți aducă tristețe pe față. Vreau să știi că te iubesc necondiționat și îți mulțumesc enorm de mult pentru fetița noastră. Ești mereu în gândul și inima mea. Astăzi nu pot fi lângă tine, dar îți spun că oricât de departe aș fi, gândul meu zboară în fiecare minut la tine. Te iubesc! Deci tu să-i transmiți câteva gânduri. Mulțumesc foarte mult și ne duc cu patru.